Bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Iată că după ce am depășit și perioada alegerilor locale, conform promisiunilor, reluăm dialogurile cu dumneavoastră pe problematica pensiilor. De această dată, deja binecunoscuta mea invitată Eugenia Sabou, o să vă răspundă la întrebările dumneavoastră, nu înainte de a prezenta câteva aspecte legate de posibilitățile de cumpărare vechime pentru cei care sunt cu vechime incompletă. Bine ați revenit, doamna Eugenia Sabou. Bine v-am regăsit. Iată, așa cum prefațam și dumneavoastră, de fapt, ați anunțat încă înainte de a întrerupe dialogul cu telespectatorii, cetățenii, cu cei interesați, cu pensionarii și viitorii pensionari, că urmează să se adopte un act normativ în baza căruia cei care doresc să-și completeze vechimea minimă de 15 ani o să poată să cumpere vechime. Iată că actul normativ este în vigoare. Ce le puteți spune telespectatorilor noștri cu privire la acest aspect și, de fapt, mult așteptat de către mulți telespectatori, pentru că în emisiunile anterioare chiar au întrebat unii, ce am 12, 13, 14 ani vechime, ce trebuie să fac, să cum aș putea să-mi completez vechimea minimă până la 15 ani? Deci, sigur că, ținând cont de faptul că în emisiunile dumneavoastră unii dintre telespectatori au solicitat această ordonanță și posibilitatea să-și cumpere vechime și tot au intervenit pe transmis, cum discutăm la nivel de minister, mai comunicăm cu unii colegi și de la casă, Casa Națională de Pensii, și de la minister, s-a insistat pe acest fapt ca și persoanele care încă nu sunt în pensie și au nevoie de o oarecare perioadă de vechime până la completarea stagiului minim de cotizare să poată să-și cumpere vechime. Această modalitate este, de altfel, s-a întreruptă din 2018, parcă, când nu se mai putea cumpăra vechime, sau de la 1 ianuarie 2019. În sfârșit, a fost exact, o pauză, da, în care și a fost o perioadă când se puteau cumpăra. Da, dar și după aceea s-a asistat această prevedere. Și cu 5 ani în urmă se cumpăra vechime la data respectivă pentru 5 ani. Acum se poate cumpăra pentru 6 ani. Deci vreau să prezint telespectatorilor această ordonanță de urgență ca să poată să înțeleagă și dânsi și despre ce fel de categorii de persoane. Tocmai asta e sunt, important. Da, care sunt aceste categorii de persoane care pot beneficia și care să poată vechime, să-și plătească această vechime. Deci este vorba de ordonanța 100, de urgență a Guvernului 163. Deci persoanele care nu au calitate de pensionar, să se înțeleagă foarte bine, și care vor să-și completeze stagiul de cotizare pentru dreptul de pensie, pot efectua plata contribuției de asigurări sociale pentru cel mult 6 ani de zile. Deci, anteriori încheierii contractului de asigurare în care persoana nu a realizat stagii de cotizare sau stagiu minim și dacă nu este, n-a fost asigurat nici ca stagiu asimilat, nici ca și în Statele Uniunii Europene, deci aceste categorii nu pot să-și cumpere vechime. Deci dacă numai acele persoane care încă nu sunt în pensie și care nu sunt în stagiu, au avut stagiu asimilat în această perioadă. Mai concret. Da. Un bărbat, de pildă, da? Da. Are 62, 63 de ani. Și mai are astăzi, până la... Deci până la pensie, mai are încă 2 ani. Și poate să-și cumpere... Nu lucrează, da? Și ce poate să-și cumpere vechime. Dar are un anume stagiu de cotizare insuficient pentru ca să poată să acceseze, să aibă stagiu deci minim poate și poate să-și cumpere vechime. Și din partea celor sau ceea ce care au 62-3 de ani pot să... Și care nu sunt în pensie. Dar care nu sunt în pensie, nici dar să nu fie nici în pensie de boală sau ceva, deci să nu aibă stagiu asimilat care se completează pentru stagiu minim de cotizare. Da. Că stagiu asimilat intră la completarea vechimei. Deci acest contract de asigurare socială... Da, iată că avem un prim telefon. Da. Continuăm cu dialogul ăsta.
Alo, bună seara! Sunteți în direct, vă ascultăm întrebarea. Alo? 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 Bună seara, poftiți, sunteți în direct. Da, sunt Vasile din Maramureș. Vreau să întreb ceva pe doamna directoare. Vă ascultăm întrebarea, domnul Vasile. Să rămână, doamna directoare. Cumnatul meu, Oșda George, are un stajiu de cotizare de 28 de ani, 2 luni și 20 de zile. Așa. El e născut în 14 septembrie 2020. Da, nu, 2020, nu-i bine. Da, așa. Nu, în ce an e născut? În ce an? Anul de naștere nu-i bun. Ce vreau să vă întreb? Da. Dacă el își cumpără 3 ani ca să-și îndeplinească 65 de ani vechime, nu, deci stați poate puțin, să stați pensioneze? Puțin. Stați că n-ați precizat deci, anul de naștere, ați zis că e din 2020. Când s-a născut domnul, cumnatul dumneavoastră, când s-a născut, în ce an? Alo? Ne auziți? În 14 septembrie 2020. Nu poate fi din 2020, că acum suntem în 2020, stimate domn. Deci în ce an s-a născut? 1950, 60? Da, 62 de ani. Deci are 62 deci, de ani. 2020, acum minus 62, în 1950. Și vrea să-și cumpere încă 3 ani. Poate să, dar acum, 65 de ani. Dar lucrează acum? Cumnatul dumneavoastră lucrează? Lucrează cumnatul? Cumnatul dumneavoastră lucrează omul? El nu lucrează, el e bolnav în Spania. Și nu are acolo pensie de boală, dacă e bolnav în Spania. Nu are nici pensie, nimic. N-are nimic, poate are să... ajutor social, e 420 de euro... până la pensie. Deci are ajutor social acolo, la pensie. Și, dar are 28 de ani. Da. Și de ce vrea să-și cumpere vechime până la 35 de ani? Deci, stagiul complet de cotizare a unui bărbat. Vrea să-și cumpere vechime de 3 ani ca să-și îndeplinească 65 de ani. Dar, bun, dar vârsta de pensionare nu poate fi cumpărată în ghilimele. Deci, domnul... dragă, vârsta este 65 de ani stabilită. Stagiul minim de cotizare să obții un drept de pensie în România este de 15 ani. Deci dânsul are 28 de ani lucrați, nu? Da. Bun. Și are, dacă vrea să-și mai cumpere... Are la 62 de ani, aici e problema. Da, și dacă, dar numai la 65 de ani va putea merge în pensie de limită de vârstă. Numai la 65 de ani. Deci nu vi se reduce vârsta. Deci numai atunci. Dar nu vi se reduce din vârstă dacă se cumpără 3 ani vechime să poată să meargă în pensie. Deci vârsta rămâne 65 de ani. Dacă a lucrat 28 de ani, îi sunt suficienți. Dacă vrea să-și completeze și să-și cumpere vechime, poate să-și cumpere vechime dacă nu este asigurat în sistem acolo unde lucrează sau e bolnav sau nu e în pensie de boală în, mă rog, în Spania sau unde este, deci nu are altă calitate, deci încă nu-i pensionar, da. Deci poate să-și cumpere dacă dorește, dar nu-i se reduce vârsta acum dacă credeți dumneavoastră că dacă de exemplu își cumpără vechime îi se reduce vârsta și de aceea vroia să-și cumpere 3 ani să meargă mai repede în pensie, dar nu poate. Deci această procedură de a cumpăra... Nu poate. Nu. Această procedură de a cumpăra vechime este valabilă. Poate să-și o cumpere, poate să cumpere dânsul vechime, dar nu-i reduce vârsta de pensionare. Mă înțelegeți? Deci nu-i se reduce vârsta, da. Să înțelegeți. Bun. Dar cum dată... Aia vechime o are la, în grupa a doua. Dar nu are importanță că unde are vechimea. Deci stagiul minim de cotizare pentru ca să poată beneficia de pensie este de 15 ani. Dar ce dânsul boală are 28 de ani. Ce boală are cumnatul dumneavoastră când a ajuns să aibă pensie de invaliditate? Deci acolo unde a lucrat dânsul în Spania... În Spania a lucrat cu contract de muncă? A lucrat în Spania? Sau ce a făcut? A lucrat cu contract de muncă. Da, a lucrat 6 ani.
Da, acela, la data intrării în pensie de limită de vârstă, acel stagiu în complementar cu stagiul care este lucrat în România, cu perioada lucrată în România, va fi ca și stagiu asimilat și va beneficia de vechimea, de drepturile care sunt și pentru statul de unde, din Uniunea Europeană, unde a activat. Deci, da. Nu trebuie să, acum, nu îi se reduce vârsta. Dumneavoastră asta ați întrebat, că dacă își cumpără 3 ani și atunci poate să intre în pensie, să aibă... Da. Dar nu, vârsta nu se reduce, absolut. Rămâne vârsta standard de pensionare, este 65 de ani. Dar îi trebuie stagiul complet de cotizare. Deci să fiți înțeles. Stagiul de 35 de ani are nevoie de 35 de ani dacă vrea să meargă în pensie anticipată sau, mă rog, mai repede în pensie. Dar nu e cazul la speța care dumneavoastră ați prezentat-o. Înțelegeți? Deci, și dacă acolo a avut, bine, vă mulțumesc, da. Și dacă acolo a avut un stagiu asimilat, de exemplu, a avut un stagiu asimilat, de, dacă este în pensie de boală acolo, în Uniunea Europeană, are pensie de invaliditate, care intră ca și stagiu asimilat, nici atunci nu poate să-și cumpere vechime. Scrie foarte clar în ordonanță. Deci nu toată lumea poate să beneficieze de... Deci, în ghilimele spus, da. Să fie liber de contract. Absolut. Deci să nu aibă calitate de asigurat. De cu ghilimele, da. Liber de contract. Sistemul, adică să nu aibă de pensii nicio... sau în alte sisteme, deci nu a avut obligația asigurării în sistemul public. Aici discutăm de persoane fizice independente care sunt... persoană fizică independentă și la data încheierii contractului nu are calitate de pensionar. Deci aceste detalii sunt referitoare la drepturile celor care vor să-și cumpere vechime. Sigur că plata contribuției, să vă spun care este și plata contribuției. Deci am lămurit deocamdată categoriile de persoane. Deci să nu fie pensionar, calitatea de... Deci să nu fie pensionar și să nu muncească nicăieri. Absolut. Cu alte cuvinte. Să nu fie nici în pensie de boală. Nu, deci... Da. Bine, acum pensie, mă gândeam că este stagiu asimilat. Sau știu, dar să nu. Da, să nu. Deci să nu fie. Deci să nu aibă, repet, atunci tot așa bine cum am zis. Dacă e mai puțin corect, să nu aibă niciun contract cu nimeni. Da, mai pe înțeles. Adică să fie mai simplu, da? Da. Bun. O simplă persoană care are, de exemplu, 64 de ani și îi mai trebuie un an. Dar nu are nimic. 64 sau 63 sau 62 sau 60, știu eu, deci așa, apropie de pensie. Și nu are, efectiv, vechimea de 15 ani, poate să-și cumpere vechime. Da. Și bun. Plata... Mai departe, condițiile în care își cumpără. Asta am lămurit. Maxim 6 ani, da? Da. Care pot fi cumpărați. Deci absolut. Cine are 9 ani și jumătate lucrați, poate să-și completeze și cu 6, până la 15, dar nu mai mult. 15 ani. Poate cât vrea, pe urmă. Dacă îi depășește 15, nu-i problema. Da, mai avem încă un telefon. Alo, bună seara, poftiți. Sunteți în direct. Alo, bună seara. Vă ascultăm. Doamna Eugenia Sabău, aș vrea. Da, vă ascultăm. Întrebarea. Alo? Vreau să întreb ceva, să interesez. Șomaj tehnic se este scoate vechime. Din vechime. De ce să se scoată din vechime? Că s-au achitat contribuții de asigurări sociale și pentru șomaj. Da, absolut. Că despre soțul e vorba, că soțul lucrează de la... Nu spuneți firma că nu. Alo, nu spuneți firma. Nu spun firma, și acum lucrează, numai eu fost în șomaj tehnic câteva. Hai, merge în continuare, ca și vechime în muncă. Și în decembrie o să aibă cotizare completă de 43 de ani, fără armata. Și de aia vreau să știu că se scoată. Și câți ani are soțul dumneavoastră? Poftim. Câți ani are? Ce vârsta? Soțul. Ce vârstă are? A avut acum în 10 septembrie. 63? Da. Bine, poate să meargă în pensie anticipată.
fără penalizare în decembrie, așa am calculat. Dacă nu scoate... Dacă are 43 de ani, da, fără armată. Fără de armată o să aibă în decembrie, la sfârșitul lunii decembrie. De aia am interesat că nu se scoate șomajul tehnic. Nu. 63 minus 43. Dar de la ce vârstă lucrează soțul dumneavoastră? Lucrează de la 76. 20 de ani. 20, la 20 de ani? Da, s-ar putea. Păi începea pe la 18 ani, care făcea o școală profesională, ce a intrat deja la 18 ani. Fără armată, am calculat noi. Știți? Și nu am cumva este... Afară. Să aveți grijă acolo, nu cumva este înscrisă și perioada dacă a fost școlarizat sau a fost la școală? Nu. Bine. Fără școlarizare. Asta bine. Când o terminat deci atunci profesionala. Când îndeplinește condițiile, liniștit poate să-și depună dosarul la 1 decembrie, dacă face 43 de ani, fără penalizare. Dar e important că... Da. De regulă, ceea ce scrie în carnetul de muncă nu bate 100% acum, cu ceea ce se potește persoana în cauză. Dacă doamna susține că are 43 de ani, înseamnă că și-a calculat corect, poate. Deci să vă calculați da, corect. Și eu de acolo am mers în pensie și nu a lipsit nimic, știți? Dar și dacă nu, dânsul poate să meargă în pensie anticipată. Înțelegeți? Aha. Parțial acum, că dacă da, lipsește da, doamna, o... Da, doamna vrea ca să fie fără penalizare. Dar n-ar merge parțial, că încă lucrează, știți? Am înțeles, da. Păi n-ar acum... merge cu penalizare pentru 2-3 luni cât mai este până la sfârșitul decembrie. Dacă dumneavoastră spuneți că ați făcut un calcul și din calculul dumneavoastră reiese că persoana, soțul dumneavoastră a avut 43 de ani fără nicio întrerupere, așa, atunci poate, dacă îndeplinește 60 și câți ani face... 3, da, au împlinit. Poate să meargă liniștit. Uh-huh. Dar atunci numai în condiții. Șomajul tehnic. Nu are nicio problemă. Deci e vechime. Mulțumesc frumos. Da. Continuitate. Mulțumesc frumos. Da. Este continuitate, s-a virat contribuției asigurări sociale, da. Totul. Deci revenind. Da. Recapitulare cum recapitulăm se făcea ca la și la școală. Da? Da, absolut. Da. Deci da. Cei care nu au astăzi un loc de muncă și nu au pensie de invaliditate sau de altă formă, și nu pot, în pensie, pot să-și cumpere până la 6 ani vechime, da? Da, foarte bun. Scurt. Mai departe, și la acum revenim la ideea condițiile de cumpărare. Adică plata. Nu, deci condiții de cumpărare în sensul astea. Că da. Funcție de numărul de ani cumpărați, da. Se socotesc lunile, da, după câte am înțeles eu din lege, care și suma care este cu suma 500 și cât e lunar? 558 de lei. La salariul minim pe economie, care astăzi este, deci la 2230, 25%, 585 pe lună. Deci 6696 de lei pe un an. Deci se ia aminte, da. Onorații telespectatori interesanți, că aproximativ 600 de lei lunar. Da, 558. 560 de lei, înmulțit cu numărul de luni care pentru intenționează să le dorește cumpere, să-și cumpere, da? Da. La 6 ani de zile ar fi la 6 ani o sumă de 40 de mii de lei. Da, mai avem pe un telefon. Ani, 40 de mii de lei. Revenim la sumă. Alo, bună seara, poftiți, sunteți în direct. Alo, bună seara. Bună seara. Poftiți, vă ascultăm întrebarea. Sunt un pensionar anticipat. Așa. Am 61 de ani și am 39 de ani lucrat. Da. Și să vă spun acum, să fac televizorul încet ca să nu facă microfonie, să ne putem înțelege. Bun. Și am lucrat 39 de ani. Și după 39 de ani anticipat, cu o penalizare de 300 de lei, ca să fie că ne-au tăiat ăștia, ne-au dat 14, dar de fapt ne-au tăiat 26% din pensie. Și eu, când o să, la 65, dacă ne ajută Dumnezeu, că eu zic că ne dau înmărirea, ne-o face pe anul viitor. Bine, noi pe anul viitor, noi bătrânii, nu putem să așteptăm până când ei vor avea bani, că nu putem să intrăm în politică, noi vrem pe pensii. Până când vor avea bani. Noi, mulți pensionari, nu o să mai fim. Și atunci la cine vrea să mărească pensia cu 40%? Una. A doua, eu la, o să am 17 milioane, 1700, pot să mă duc că singur, n-am pe nimeni. Pot să mă duc în un azil de bătrâni sau să mă duc undeva să mă îngrijească cineva. Ce sumă mi-ar trebui mie
ca să mă pot, ca să mă pot duce acolo, să aibă cineva grijă de mine, sau cum, stau în casă, chiar. Că pensiile speciale, unii s-au pontat, s-au pontat, s-au pontat, și-au făcut pensii mari, mari. Alții ies la pensie mai repede, că lasă le dă statul. Și noi care am contribuit 39 de ani, 39 de ani, am contribuit cu cât a fost salariul, normal. Da. Și tot da 13. Acum, cum mări, că i-o mări, zic că i-o mări, da, de fapt mi-o tăiat. Și-o mai dat 100 de lei, mă rog, cât o fi dat acolo la... Și 13, 1300. Și mai vine, până peste 5 ani, 4 ani, când mai vine, mai vine o mărire și nu o să ajung. Cred că nu o să mă încadrez ca să mă duc la un centru de bătrâni, că nu o să mă iei nimeni. Ce fac eu în situația aia? Iertați-mă că intervin. Din câte am înțeles eu, cota de finanțare, sau cum vreți să spuneți, da, care o plătește un om la un cămin din ăsta de... privat, da, este între 2500 și 3000 de lei. Ei, știu, că eu am știut, numai am vrut să spuneți mie să audă lume. Înțelegeți? Asta audă este. Lume. E, nu poate statul să că ei s-o folosesc de noi. Când ne-am făcut pe vremea lui Ceaușescu, am, nu, 61 de ani, s-o folosesc de noi. Ne-am contribuit legal, am lucrat cinstit. Nu poate statul să subvenționeze până la minimul ăla ca să ne facă și nouă ceva. Ori pe noi ne lasă să perim așa încet, o muri noi. Bă, lasă că te muri, nu le mai dăm noi acum, că le-am dat peste 2 ani, când n-or mai fi. Mă scuzați acum că sunt un pic cât revoltat. Știți? No. Eu vă mulțumesc și vă doresc o seară plăcută. Mulțumesc, la revedere. Apropo de ceea ce zicea telespectatorul, există un zvon, nu știu dacă și legea este pe chestia asta, că în așa zisele cămine spital ale statului, ale statului, indiferent cât ai pensie, deci și dacă nu ai acel quantum, te primește dacă este loc, da, și nu trebuie să completezi. Deci dacă este loc. Nu, deci da. Dacă. Da. O eliberare a locurilor, din câte am înțeles eu, se face doar pe cale naturală. Păi numai din așa. Păcate. Da. Deci moare cineva, se eliberează un loc, dar nu altfel. Acum, știți dumneavoastră, poate această subvenționare poate să vină, de exemplu, dacă nu, totuși de la bugetul de stat, prin mă scuzați, prin consiliile locale sau, mă rog, prin altă formă, prin ministere, prin alte... Bun, dar consiliile locale de, alte de regulă... modalități de a se subvenționa, vedeți, dar... Prea, de faptul că nu au sunt bani nici pentru a suporta da, deci salariile. Deci nu știu în ce măsură se va rezolva problema asta, dar... Deci n-au bani pentru a... Destul de greu va fi. Suporta salariile asistenților personale... Din păcate aici... Și nici trebuie să intervină statul. Trebuie să intervină statul. Statul se plânge că nu sunt bani. Tot timpul asta nu sunt bani. S-a invocat și telespectatorul. Acum ce să facem? Ce discutăm? Nu știu în ce măsură să gândim o variantă, o propunere. Da, după alegerile parlamentare. După alegerile da? Parlamentare. Pentru o nouă echipă de parlamentare, adică oameni care să... se gândească și la cei mai triști ca noi, vorba da. Unui cântec. Da? Deci e foarte grea situația da, celor revenim... 3.700.000 de pensionari care au la ora actuală până în 2.000 de lei pensie, în jur de 3 milioane. Da, 1 deci milion aceea... și 100, 1.200.000 pe statistica, acum ultima statistică ce apare aici pe site-ul Casei Naționale, deci nici deci nu venea, după nici nu venea să mă uit pe ea, vă rog să mă credeți, pentru că e dezastru. Și să trăiești cu, cum zice și domnul, 1.700.000, medicamente scumpe, cheltuieli, mă rog, deci nu... Da. Domnii numai care numai vor bolnav fi... să nu fii. Ca pensionar. Deci statul trebuie să se gândească la această categorie de persoane și să nu își bată joc de ei, pentru că au muncit o viață și au construit ceva în țara asta, comparativ cu cei care azi știu să cheltuiască. Adevărul e că sunt bani, dar trebuie să știi să-i folosești și unde da. Trebuie să-i folosești, nu auzeam, pe toate... Auzeam într-una din serii. Da. Că primarul reales din Baia Mare, nu știu ce pârghi are la îndemână, vrea să reducă aparatul birocratic cu 30%. Am zis, ok, foarte bine, măsura e salutară și s-ar face economie la bugetul de stat.
Dar da. Ce pârghii are și ce criterii o să aibă vedeți la că nu se poate reduce personal de nicăieri, numai prin reorganizări, prin restructurări, altfel modalități. Nu, da. Pentru că nu se poate. Deci legea nu permite. Am înțeles că toată lumea un funcționar cine... public nu da. Poți spune pe nu liber numai așa că spui da. Că n-am nevoie de el. Da, da deci absolut. Procedură, nu poți. Nu-ți permite. Am înțeles eu complicată. Statutul funcționarului public nu-ți permite. Așa că cei care sunt acolo mor pe funcțiile respective că n-au nicio... cale legală de a fi, mă rog... Că am mai vorbit noi în cadrul emisiunii da. Despre faptul că în Satu Mare, primăria Satu Mare ar putea renunța la 40% din personal dacă ar exista cadrul legal. Da, dar nu există. Da, dar nu păcate, se vrea da. Să se facă cadrul legal. Haideți iată să fim mai serioși. Avem un telefon și după aia continuăm. Da. Alo, bună seara, poftiți! Alo? Alo? Bună seara, poftiți, sunteți în direct. Bună seara. Bună seara. Bună seara, domnul director. Aș dori să vorbesc și eu cu dumneavoastră, dacă îmi permiteți. Da, vă ascult. Am avut pensie de handicap, că sunt handicap de copilărie. Și nu știu din ce cauză, acum mi s-a tăiat în 2017, definitiv, la 6 de ani mi s-a tăiat pensia de handicap. Și acum, după ce m-am dus, m-am internat, mama mi-a băgat în gradul 3, 60 de lei mi-a pus în ori. Și sunt handicap cu piciorul din copilărie. Am picior mic, mică, la copilă, la copil mic. Și a spus medicul la Baia Mare, la acolo când am fost la comisie, că sunt 90% sănătoasă și sunt singură doamnă director și aș dori să știu ce să-i fac acum, eu unde să mă duc și ce să fac. Că nu-mi dă pensia, că eu sunt handicap din copilărie. Și de ce nu-mi dă? Și ați avut înainte pe indemnizație este această... Okay. Aceasta e o indemnizație. Ați avut înainte o altă încadrare în grad de invaliditate? Mediu da. Sau accentuat sau grav? Ce încadrare ați avut înainte de a vă da acest... Pe prima dată am avut pensia mai mare, am avut... 2.700.000, după aia m-a schimbat și m-a băgat în gradul 3. Deci ați avut o indemnizație, ați avut o indemnizație pentru încadrare într-un grad de handicap grav sau accentuat sau cum a fost? Acum vă spun să citesc din grad de cum era. Da, accentuat, nu pot să vă a accentuat. Așa. A fost grad accentuat și acum v-a pus în grad mediu? Vai, ce slavă, aud doar ce... Acum aveți indemnizație pentru grad mediu. Dacă aveți numai 60 și ceva de lei, acum 60 de lei sau cât este încadrarea... Indemnizația aceasta într-un grad mediu. Ce puteți să faceți atunci când ați primit decizia de la Comisia de Handicap? N-ați contestat-o? N-ați făcut contestație la decizie? Da, doamnă, da, am fost la comisie, că medicii de la Borșa s-au mirat, că cum ți-o tăiați pensie, zice că cu piciorul așa nu se poate și ești din copilărie, ai dreptul, cum se poate, dacă ești din copilărie, din naștere, cum să zic, nu, și cum poți să te-ați taie, nu, deci duci la comisie și te duce direct la medicul și m-am dus la medicul și zic, cum mă spun, tatătul joc de mine a spus că... Ești sănătoasă, 90% sănătoasă, dar cu piciorul ăsta, cum am pensionat tânăr acum la 63 de ani, cum se mă scoate să pare și zice că 90% bă, sănătoasă? A trebuit să mă zic la București atunci la comisie. Zice, acolo nu-i comisia, nu-i ce zic la, dar, mare, la București. Da, acum, eu ce pot să vă spun să vă îndrum? Deci, faceți și dumneavoastră o solicitare, o cerere către la minister să vă adresați... Să vedeți, poate să verifice situația dumneavoastră, să se analizeze dosarul. Dacă contestație trebuie să faceți în termen. Când ați primit acea decizie, aveați termen de contestație la Comisia Națională a Persoanelor cu Handicap. Și dar mi-a spus că nu o să mai face contestație, că nu mai primește. Cine nu primește? Orice document se poate contesta.
Da, mie, medicul ăsta așa mi-a spus și aici la primărie, s-a spus că nu se mai... Și, adică nu e în termen asta că da, acum nu se mai poate dacă n-ați fost atunci în termen de 30 de zile. Da, în termen am fost, în termen, acum, doamna. Să spun atunci, nu pot să vă... Să vă îndrum unde să faceți. Faceți și dumneavoastră, scrieți o scrisoare la minister ca să vedeți ce răspuns o să primiți. Că atunci totuși, dacă faceți o scrisoare, veți primi și un răspuns. Se va solicita niște lămuriri și o să vi se comunice. Dar dacă nu ați fost poate în termen, poate nomenclatorul acum s-a schimbat și încadrarea dumneavoastră nu mai este la nivelul care a fost înainte. Nu, alte lămuriri, dacă doctorul de specialitate de la comisie v-a încadrat la nivelul ăsta, înseamnă că are nomenclatorul și încadrarea dumneavoastră acolo este reală. Deci, îndrept, nu știu ce să vă spun. Îmi pare foarte rău, dar nu pot să vă dau alte lămuriri. Faceți și dumneavoastră o scrisoare către doamna ministru. Doamna ministru e foarte, mă rog, are foarte multă disponibilitate, analizează toate sesizările și cu colegii de la Ministerul Muncii. Deci încercați și trimiteți acolo documente și acte și atunci s-ar putea ca să solicite lămuriri și... Mă rog, dar altceva n-aveți ce să faceți, pentru că vreau să vă spun că aceste decizii a comisiilor de expertiză și medicală și de handicap sunt elaborate în baza unor criterii care se dau de specialitate de ministere, deci nu de specialitate. Nu poate să nu vă dea doctorul acela încadrare dacă dumneavoastră ați fi fost, mă rog, în alt grad posibil de încadrare. Deci, de aceea vă spun, nu cred că greșesc. Acum s-ar putea să mai și greșească unii, dar nu cred că își permit azi să greșească în felul ăsta, să vă taie de la un grad care ați avut înainte la ceea ce e chiar nimic. Încadrare în grad mediu. Deci alte îndrumări nu pot să vă spun. Numai dacă solicitați și dumneavoastră la forurile superioare și doamna, vă spun, doamna ministru este foarte deschisă pentru orice dialog, orice sesizare, orice, și clarificați cu, transmiteți dumneavoastră acolo detaliile. Îmi pare foarte rău, dar n-aveți cum să rezolvați problema asta fără ca să o transpuneți așa, în fapt. Foarte, foarte, doamnă director, mi-e dreptate că vă mulți înțelepciuni. Eu vă cred, sigur că este o afecțiune foarte gravă și, mă rog, da, eu vă cred. Și mai ales că aveți din naștere. Am început pe parcursul... Am mâncare și tot ce îmi trebuie în casă de un an de zile. 60 de lei, stai, nu-mi dau seama cum e. Deci eu vă cred, vă înțeleg și eu sunt un om foarte sufletist. Încerc să lămuresc și să ajut pe toată lumea, dar... Numai atât puteți să faceți azi, să vă adresați sau să faceți o sesizare acolo la nivel de Maramureș și aveți mai multe posibilități, având mai mulți senatori, deputați, să le transmiteți o scrisoare dânșilor sau în Parlament să dezbată sau să se adreseze ministrului muncii sau, mă rog... Nu ține de pensie ceea ce dumneavoastră a spus. Ăsta este domeniul de protecție socială a persoanelor cu handicap. Pensiile sunt pe pensie. Asta ce dumneavoastră primiți este indemnizație numai. Da. Da. Vă mulțumim. Îmi pare rău. Seara plăcută. Vă mulțumesc foarte frumos din suflet că sunteți eu, femeie cu suflet. Vă mulțumesc foarte frumos. Să fiți sănătoasă. Mulțumim și noi pentru... Pare foarte rău, dar astea sunt... Că ne-ați sunat. Seara plăcută. Deocamdată vă dați seama. Nu butonați telecomand, dar rămâneți alături de noi. Revenim în câteva secunde după un scurt spot publicitar.